Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România anunță restricții de circulație până mâine în intervalul orar 12-20 pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe întreaga rețea rutieră, except în județele Harghita, Neamț, Suceava și Botoșani. În perioada 29-31 iulie, în intervalul orar 12-20, se vor institui restricții pentru autovehiculele cu masă mai mare de 7,5 tone pe întreaga rețea rutieră, excepție făcând anumite județe din nordul țării. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere subliniază că măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 aliniatul 2 al Ordonanței de Guvern numărul 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe autostrăzile și drumurile naționale din județele afectate de codul portocaliu, cu excepția transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehicule care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturi funerare, transporturi poștale, transporturi de echipament de prim ajutor, transporturi pentru distribuire de carburanți. Este ora 12:10, iar restricțiile impuse de autorități nu sunt respectate. În condițiile în care, în spatele meu, la un kilometru, există o parcare specială pentru traficul greu. Ministrul a cerut ferm ca toate măsurile necesare să fie luate în perioada următoare pentru ca transportul de pasageri să se desfășoare în siguranță și confort, a transmis marți Ministerul Transporturilor. 34 de județe se află până sâmbătă sub avertizare de caniculă, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Aceste restricții se vor institui ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Pentru Mehedințiul meu, Miruna Plăvițu.